Potrivit specialiștilor, contează mai puțin cât de mult dormiți noaptea decât cele mai bune ore de somn. Studiile arată că persoanele care dorm suficient, dar se culcă mai târziu, nu se odihnesc foarte bine. Regula celor 8 ore de somn nu prea are sens dacă vă gândiți la faptul că cineva care s-a culcat la ora 3 se va trezi la ora 11 și este foarte odihnit. Cei care se întreabă care sunt cele mai bune ore de somn trebuie să știe că ar trebui să ne culcăm între orele 22 și 24 pentru a dormi cât mai bine. De multe ori adorm la 9, mă trezesc la 1 și stau până la 5. Depinde după cum lucrez sau dacă sunt obosit, adorm mai repede, dacă nu. Dar știți că este foarte important o odihnă. Este, da. Ar trebui să avem minim 8 ore de somn. De fac. La ora 11. Știți că este foarte importantă odihna pentru organismul nostru? Păi da, este. Specialiștii afirmă faptul că ar trebui să dormim minim 8 ore pe noapte. Păi da, nu depășim 5 ore. Așa. Există și teorii care spun că cei mai în vârstă, peste 50 de ani, ar trebui să se culce chiar mai devreme. Există și o explicație științifică. Melatonina, hormonul somnului, apare începând cu ora 18, iar nevoia de odihnă se instalează în jurul orei 20 și apoi din 2 în 2 ore la orele 22, 24 și 2. Doamne, eu mai târziu mă scurt la 10, 11. E foarte... Altul coș va ajunge, bineînțeles, până la 10, eu până la 12. Eu aveam la ore, eu înainte munceam la 12 ziua înainte. Acum bătrân, acum o penteze, gata, păi m-am culcat. Dar la pensie eram, nu mai mă culcam. Cei care se întreabă care sunt cele mai bune ore de somn, mai trebuie să știe că, potrivit studiilor făcute în ultimii ani, persoanele care dorm între orele 22 și 24 răspund mai bine la teste de atenție, de memorie și creativitate, în comparație cu cele care dorm aceeași perioadă de timp, dar mai târziu, spre dimineață.